Ești o persoană spectaculoasă, sociabilă și poți fermeca pe oricine. Îți place să vorbești și să captezi atenția generală. Abilitățile oratorice de primă clasă și o mentalitate inovatoare, plină de informații interesante, te fac un povestitor plin de viață și plin de înțelepciune. Caldă și sociabilă, ești extrem de populară și ești binevenită în orice companie, deoarece știi cum să te distrezi și cum se distrezi pe ceilalți. Îți pasă de opiniile oamenilor și de impresia pe care o faci asupra lor și de aceea faci tot ce este mai bine pentru a stabili și menține relații armonioase în toate domeniile vieții. Ești înzestrată cu capacitatea de a provoca emoții puternice în alte persoane. Te poți lăuda că adesea reușești să te afli într-o stare departe de a fi rațională. În situații extreme, această stare poate fi exprimată sub forma extazului, chiar și a isteriei. Abilitățile psihanalitice, clarviziunea sunt foarte apropiate ție. De fapt, nu trebuie doar să-ți observi raționalismul, ci și să examinezi periodic logica ta, deoarece, dacă servește doar scopului de satisfacere a nevoilor emoționale, nu are niciun rost. Din păcate, îți lipsește toleranța pentru opozițiile care amenință să-ți distrugă propriile percepții. Subconștient, te străduiești să obții un consens total cu lumea exterioară. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: învățare rapidă, minte analitică, inteligență. Dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată, deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona banii. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și lipsa de opinii proprii. Comportamentul tău cauzează adesea confuzie. Ești rănită de conceptul de raționalitate, toate acțiunile tale sunt conduse exclusiv de emoții. Emoțiile, nu întotdeauna pozitive, dau peste margine și adesea cad pe o persoană complet nevinovată. Uimitor, ai abilități pronunțate pentru clarvedere și psihanaliză. Puțini oameni înțeleg că instabilitatea și aventurismul care te distinge provin din adâncul naturii tale. Cu toate acestea, aceasta nu înseamnă că viața ta trebuie să fie în mod necesar haotică sau lipsită de sens. Trebuie remarcat faptul că abilitățile tale magice se manifestă nu numai în domeniul excitației emoțiilor, ci și în capacitatea de a le controla și de a le îndruma în direcția corectă. Având o mare influență asupra sentimentelor oamenilor apropiați, nu ești pe deplin conștientă de puterea ta. Deși ești extrem de sensibilă la emoții, nu ești întotdeauna sensibilă la preocupările altora. De aceea este atât de important pentru tine să cultivi în tine virtuțile primordiale ale omului, cum ar fi bunătatea, compasiunea și toleranța,
prin dezrădăcinarea invidiei, mâniei sau geloziei. Trebuie să înveți să-ți exprimi emoțiile cu ușurință, dar într-o manieră moderată și să te străduiești pentru pacea interioară și exterioară. Te distingi față de alții nativi din Gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești inventivă, sociabilă, versatilă. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 20 iunie soarta ta? Sinceră și bună, ai o sete mare pentru viață și observi doar momentele pozitive. Ești extrem de prietenoasă față de cei din jurul tău, câștigând astfel cercul admiratorilor. În cercul tău ești un interlocutor interesant. Prin urmare, poți deveni adesea lider, câștigând respect și admirație pentru talentele tale. Poziții de conducere în domeniul profesional sunt ușor de obținut pentru tine. Tu rar alegi rolul unui subordonat. Dacă activitatea ta nu are legătura cu managementul, atunci alegerea se referă la o activitate independentă. Tu ai un simț interior, aproape la nivelul clarvederii, care îți permite să anticipezi cu ușurință starea de spirit și dorințele oamenilor din jurul tău. Ești capabilă să găsești o abordare chiar și pentru o persoană foarte complexă. Acest lucru afectează favorabil comunicarea ta cu prietenii și domeniul tău profesional, deși uneori abilitatea ta de a nu te ocupa de detalii mici, se dezvoltă într-o atitudine indiferentă față de situație. După ce ți-ai pierdut interesul, părăsești ceea ce ai început la jumătatea drumului. Ca urmare, această stare de lucruri duce la pierderea oportunității de a te realiza și de a obține o poziție stabilă. Ai o atitudine deosebită față de compromis. Incapacitatea de a lua un alt punct de vedere se poate dezvolta în situații de conflict. Vârsta și rangul adversarului într-o dispută sunt complet indiferente pentru tine. Principalul obiectiv este de a-ți apăra punctul de vedere. Tu poți rezista doar unei dispute cu o persoană foarte dragă pentru tine. Dar acest lucru este mai degrabă un acord vizibil, în sufletul tău încă mai rămâi cu părerea ta. Starea ta emoțională te împinge la acțiuni riscante și diverse aventuri. În același timp, dacă este necesar, îți poți aduna gândurile, prezentând abilități organizaționale rafinate. Inconsecvența se referă nu numai la calitățile interioare, ci și la alte sfere ale vieții. Există adesea situații în care nu poți alege în favoarea unui anumit moment sau persoană. Dragoste și compatibilitate. În relații strânse, ești blândă și atentă, deoarece parteneriatul și interesele comune sunt de o mare valoare pentru tine. Nu ești la fel de independentă ca ceilalți gemeni, ești dispusă să cooperezi și ești gata să sacrifici o parte din libertatea ta în schimbul fiabilității unei uniuni de dragoste. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului tău excesiv, dar și datorită indiscreției tale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă,
iar scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Dualitatea care caracterizează gemenii este demonstrată cel mai viu de tine. Adesea ești tolerată doar pentru farmec, pentru că ești extrem de vorbăreață, ai văzut multe și știi foarte multe, de aceea ai o conversație interesantă, citate frumoase și ilustrații amuzante. Cel mai adesea poți fi percepută ca fățarnică, dar aceste lucruri nu este chiar așa. Tu crezi sincer în tine însăți și nu știi cum să ascunzi acest lucru. Apropo, ești capabilă de fapte eroice tocmai datorită perspectivei tale, tu nu arzi în foc sau nu te poți înneca în apă. În carieră, te poți manifesta foarte strălucit, cu condiția ca emoționalitatea ta să nu devină neurastenie și pasiune patologică pentru narcisism, poți fi un excelent psiholog, asistent medical sau asistent social. După ce ți-ai găsit calea, te vei dedica complet muncii, arătând cele mai bune calități. Ești plină de entuziasm, gata să conduci orice proces. Sănătate și boli. Poți fi supusă unei varietăți de probleme cu proprietăți emoționale și psihologice, deoarece atractivitatea și energia care provine de la tine poate să trezească emoții puternice în alții. Pentru a te înțelege mai bine, poți avea nevoie de ajutor psihologic, deși nu ești dispusă să recurgi la acesta. O expresie emoțională pronunțată, precum și suprimarea emoțiilor, se pot transforma într-o stare de nervozitate, anxietate și insomnie. Trebuie să-ți organizezi viața astfel încât să existe suficient timp pentru mese regulate și pentru un somn sănătos. Ești extrem de pretențioasă în ceea ce privește alimentația, dar trebuie să-ți îndrepți gusturile tale eclectice pentru a-ți extinde orizonturile gastronomice. Exercițiul fizic este bun doar cu moderație. Soarta și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ai o natură bună și dispoziție veselă. Nu ești obișnuită să ajungi la disperare, cei din jurul tău te iubesc pentru bunătatea și bucuria ta. În orice companie vei fi instigator, cu tine este ușor și confortabil, dar uneori ești inconstantă și contradictorie, ceea ce poate crea multe probleme în viață. Trebuie să înveți consecvența și constanța, să fii mult mai dedicată și serioasă. Sfaturi pentru tine. Îți poți aranja viața în cel mai bun mod, dacă înveți să-ți exprimi emoțiile mai reticent, dacă poți asculta și auzi pe alții, dacă vei fi mai atentă față de cei dragi. În dragoste, poți fi un partener extrem de dificil, deoarece ești geloasă și uneori apropiată de indecență. Pentru a trăi fericită și pentru a ajuta pe ceilalți, trebuie să lucrezi în mod constant și conștient, eliminând colțurile ascuțite de o natură prea impulsivă. Fii conștientă de sentimentele tale profunde și de efectul pe care îl poți avea asupra celorlalți. Păstrează-ți capul limpede. Folosește-ți inteligența și exprimă-ți sentimentele. Nu încerca să-ți înăbuși sentimentele. Trebuie să te străduiești pentru o stare stabilă a lucrurilor, să te angajezi în autodisciplină și să acorzi atenția cuvenită dezvoltării abilităților tale. Numai prin atingerea nivelului adecvat de autodezvoltare, vei putea să-ți menții controlul asupra acțiunilor altora. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon.
Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutimice asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.